Aș vrea totuși să luați un pic loc, pentru că înainte de a binecuvânta masa, două minute vreau să spun și eu ceva. Sunt convins că știți și dacă n-ați știut, ați învățat, ați auzit și ați înțeles care este motivul prezenței noastre aici. Campania sau, dacă vreți să-l numim așa, valul de caritate pe care l-am organizat pentru Raua. Aș vrea să vă mai spun câteva lucruri pe care nu le știți și care cred că ar fi frumos să le cunoașteți. Spre exemplu, vreau să vă spun că joi am fost acasă la Raul și am vorbit amândoi, am povestit, ne-am uitat la desene animate, ne-am rugat și am împărtășit. L-am binecuvântat pentru călătoria ce o întreprinde și l-am încurajat pentru lupta pe care trebuie să o ducă. M-a impresionat tare mult și am apreciat faptul că mi-a îngăduit să-l sărut părintește pe frunte. Și mi-a promis că acolo, la Viena, va fi cu minte, se va face bine și va veni înapoi sănătos acasă. Mi-a mulțumit pentru un zâmbet pe care nu vă-l pot descrie în cuvint. Un zâmbet și o bucurie pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră, cei care ați făcut atâta cât ați putut, cât v-a dat glas și loc inima. Și vreau să vă mulțumesc, în același timp să-L rog pe Dumnezeu să vă răsplătească cum știe El mai bine. Acolo, unde, cum și cât e mai mult nevoie. Vreau să vă spun că am aflat și eu ceva. Am aflat iată, spre exemplu, că nu că n-aș fi știut, dar încă o dată mi s-a adeverit acest adevăr. E bun și mare Dumnezeu. Se pot face lucruri mari, frumoase, cu condiția să vrei. Că acolo unde tu vrei, Dumnezeu ți ajută. Am înțeles, repet, nu că n-aș fi știut, că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și mi-ați arătat că vrem și putem. Suntem obligați să fim oameni. Înainte de a da binecuvântarea acestui moment de suflet, aș vrea să vă rog să îndreptăm împreună un gând spre Viena. Acolo departe, dacă ar fi să măsurăm în kilometri, dar aproape pentru că este alături de sufletul nostru. Să îndreptăm un gând spre Raul și să ne rugăm pentru el. Și aici ar fi momentul, să vă rog să vă ridicați în picioare. Doamne, vindecă boala copilului Raul, robul tău. Alungă de la el toată durerea și neputința. Tu, cel ce ești doctorul sufletului și al trupurilor, arată și aici puterea milostivirii tale. Vindecă-l pe el, preasfântă născătoare de Dumnezeu, prin rugăciune pe care le îndrepți și le înalți spre Fiul tău și Dumnezeul nostru. Vindecați-l pe el, sfinților, care în dar ați luat de la Dumnezeu darul tămăduirilor și ați vindecat mulțimi de oameni.
Doamne, Iisuse Hristoase, vindecă pe robul Tău, Raul. Stinge focul ce l-a cuprins, încetează-i boala și ridică din patul durerii. Căci Tu ești tămăduitorul sufletelor și a tuturor noastre și Ție slavă Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunea Tatăl nostru, care este rânduită și obișnuită la începutul mesei, v-aș mai ruga cu dragoste ceva. Cei ce sunteți în jurul unei mese, țineți-vă de mână și împreună cu glas tare să spunem rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vă rog să luați tot. Și mai îngăduiți un cuvânt.